Nu funcționează. Sau? Nu, stați un pic, că nu funcționează. Aia, probleme tehnice, ce să faci, maică? Top 3 aici, te joacă Dust 2, aleasă de către Forward, Mirage, aleasă de către Gamer Legion și Ancient Decider. Problem cu Liam, eliminări care îi aduc pe cei de la Gamer Legion la doar un jucător în viață, este Isaac acolo la Elevator. Cielo, deja îl vizează, îl caută și le elimină jucătorii de la Forward, 1-0 pentru ei. Hai să vedem de la... era de la... Anonimo parcă, dar Ralan a jucat doar pentru prima zi. Ziceți voi de unde am mai jucat Chaos, că nu știu de unde să-l iau. Lem, doar pe IME, acest frag se întâmplă oriundeva pe hartă, dar nu undeva unde să vedem noi. Momentan, cei de la Forward se pare că fac fragurile și rămânem la un 4 vs 2. Un pic dezamăgitor. Fii atent, stai așa că-ți spun, eu fac oricum Worthy Open Cup, Worthy Pro Cup cu premii de 2500 de euro, dacă vrei. Adăugăm acolo. Primește și incendiara la Ninja, trebuie să iasă, le elimină Problem 4-0. Mă, cu Chaos au mers execute-ul, bine. Flash-ul, de fapt, execute-ul. Nici măcar nu-l putem numi. Execute, Chaos trage și elimină 2 cu Deagle-ul. În momentul de față îl încearcă să și pe al treilea player, Ime, cu Deagle-ul și el îl elimină pe Mu, rămânând Dosia și cu Xielo. Aici Deagle are o speranță mare. Foarte low este Chaos și acolo este prins în tap de către Dosia curat. Xielo plantează, rămân fix cei doi jucători ruși. Partea de inferioară este prins acolo, Xiuhi rămâne doar Ime. Ime 1 vs 2 și din păcate această rundă a mers atât de departe și s-a oprit. Iată acum în defavoarea noastră, 5-0 pentru cei de la Forward, dar a picat greșit. Oricum Xiuhi va trece, îi va strânge aici pe cei de la Forward, alături de Chaos care din nou scoate două fraguri. Trebuie Isaac să elimine și el cel puțin unul din cadrul site-ului, dar deja Xiuhi se pune la colțul la smoke-ului și îl vede pe Problem. Probleme pentru Problem și acum mai ales pentru Mu, care rămâne 1 vs 4 cu AWP-ul. Îl elimină pe Isaac și cu 5 secunde pe cronometru va la această rundă și toate echipele se opresc la 5-1, prima rundă pentru cei de la Gamer Legion în acest moment. Nici de cum nu se vor lovi de problemele economice de curând. Dubara Acre pe Liam, avem primul frag pentru cei de la Gamer Legion în picul agresiv asupra. No, the X-Cut doesn't get tired. Este Acre eliminat de către Mu, l-a prins la mașină, din păcate acum este aruncat. Ime va trece acolo cu flash-ul, dacă e pielul său în spate. Ime totuși e prins de către Xielo. Bună reacție din partea jucătorului rus. Chaos vine din spate, jucătorul de Polar va fi surprins, dar anunță Mu instant. S-a întors Xielo, următorul jucător este la mașină, trebuie să-l dobărâm și pe el și reușește acest lucru. Chaos, Isaac din apropiere se ocupă de Xielo, care instant a plecat spre site-ul B. Siuhi vede picioarele, trage din căzătură și îl elimină într-un final 5-2. Împărțiți Forward, un pic mai dispersați pe hartă față de zile trecute. Acre din nou începe cu primul frag, trebuie să cauze să nu mai moară ulterior, să nu se facă trade-ul rapid. Flash dat pentru jucătorul de short și observați că acesta a fost orbit, dar Siuhi ulterior îl prinde pe Liam urcat pe cutiile din lower. Dă un flash pe deasupra, smoke-ul pentru catwalk și poate să facă picul mai departe, dar Chaos e prins în mid. Așteaptă Acre, Dosia este și el eliminat. Jucătorul de Polar al celor de la Gamer Legion trebuie să caute să facă cât mai mult. Foarte bun flash de la coipierul lui Xielo, anume Problem, pentru intrarea jucătorului rus aici în mid și Acre e surprins, eliminat. Cel mai urâtă este să moară direct, dar cei de la Ekpa Gamer Legion trebuie să rămână într-un avantaj mare fix. Jucătorul care era la Isaac face ambele fraguri, 5-3, o rundă care a mers foarte rapid Forward către site-ul B. Este un rush, Isaac nu se aștepta la această mutare din partea rușilor. Pierdem jucătorul, poate să fie un spawnul de la Tero aproape. Dosia este cel care așteaptă în depărtare. Siuhi nu se va aștepta la acea poziție. Iată că încasează gloanțe. I-a anunțat, vine Acre la pic cu Polarul și nu înțeleg cum pierde acel duel. Astfel 2 versus 4 și save-ul de 4 oameni poate era mai folositor pentru cei de la Gamer Legion. Acum într-adevăr au 500 de like-uri? Nu. No. Le elimină acolo pe Siuhi. Chaos a fost lovit ulterior, pardon, cu gloanțele trimise în wall bank înspre poartă. Foarte repede au picat aici, dar nu știu, mi se pare super ciudat autodirectorul ăsta de la mic. Habar n-am. Îl elimină Chaos pe Xielo, oameni în mid care sunt blocați de molotovul propriu. Nu cred că era o incendiară plasată de către Gamer Legion, deși nu prea avea, da, cred că da. Cred că e un molotov de la ei, deși nu prea avea ce să caute acolo mid. În fine, Chaos este prins de către Liam, site-ul B e liber. De azi de Alexia, am înțeles. Runda cu numărul 12, îl prinde Problem pe Siuhi, care era, se pare că l-a push dinspre top mid, Forward au luat din nou lungul și vrea să-i dea cuțit. L-a văzut că se mișcă și a tras. Acum e știut, desigur, Xielo și se retrag. Tot acum e toată ziua, deputat. No, Acre n-a intrat headshot-ul, Acre este Mu care trage
cu glonțul de polar și îl retează pe playerul de la echipaj și reseteze gândurile. În orice caz, era urcat dosia și Chioz era atent. Merge pe bombă, Isaac, toți sunt departe, Isaac! Și-au dat seama târziu, și-au dat seama târziu, trag după el, îl doboară Chioz pe problem! Nu se poate! Ce-au făcut cei de la Fox? Vine și unul de la cei de la echipa Gamer Legion Prince, care se pune pe colț, trage și le elimine pe problem. Cei de la echipa Forward fac meet to B-ul aici, switch instant. Chioz cu Isaac, așteaptă amândoi. Trebuie să uite și de apartamente de tunel, pardon. Mă lovește, mai apoi este Chioz, care va fi strâns tar prin fire-ului dosia. Nu funcționează, Mu e foarte low. Siuhi vine din spate și acum pe gap trage ultimele clonțe. Chioz, tapul său, ultimul clonț. Polar, Aker, main AVP, știți foarte bine. Chioz, acum secundaria AVP, colat. Se pare că nu Liam este primul lovit. Vine acolo un flash și apoi se retrage playerul danez. Aker a fost lovit de flash și își dau seama cum ca acesta e acolo. Lars pe problem, care luase damage adiacent, cred că de la playerul meu, playerul nostru român din partea superioară aici, care trăsese cu acele în 4, deși nu prea se auzise. Se luptă cei de la Forward din upper tunnel în lower tunnel cu AVP-ul Mu. E clar acum că prin faptul că se iau aceste dueluri, că cei de la echipa Forward au fost destabilizați în mod serios. Xielo se ocupă de Chioz, dar rămâne 1 versus 4, iar Gamer Legion sunt la egal 7-7 și scorul acesta trebuia să fie mult mai urât pentru cei de la Gamer Legion pe final de jumătate cu numărul 1. Suntem pe runda cu numărul 4 jucători, 3 jucători care își permiteau să cumpere Mac și cu Scout în rest. Aker răspunde, jucătorul nostru IME din lung a fost... joacă suport. Chioz a fost întors cu AVP-ul, face picul scurt, Xielo este eliminat. N-au pe nimeni care să vină short în spatele playerului celor de la Gamer Legion cu AVP-ul. Isaac este la baza site-ului pe cutiile de boost. Double kill-ul pentru Isaac. Lem cu dosia amândoi. Secera, Tsuhi vine din spate, după cum am spus într-un final. E 8-7, un pic de banter acolo. Aveți moliul acesta, dar s-a gândit acolo că au dat și smoke-ul de Xbox. Dar până la urmă, dosia trage prin smoke și le elimină pe IME. Lem l-a prins pe Chioz, trebuie neapărat Aker să răspundă. Glonț îl lovește pe Liam. Of, doamne, ce bine trag cei de la echipa Forward. Doar tapuri pe capetele playerilor. Cu bine, problema este că problem îi așteaptă aici, desigur, cu problemele aferente. Se chinuie puțin să-i dubare pe amândoi, dar regalează cei de la echipa Forward. Of, lov, nu e problemă. Acaul ăla de haur, cum zice DBR. Dosia, foarte bine a stat acolo Liam, dar cu toate acestea, IME cu Siuhi răspund în continuare. El este în short, jucătorul din mașină. Este anunțat, eliminat de către IME. 2 versus 2, se bate direct, se luptă cu ei. Se pare că scoate și pe Xielo, IME mai departe merge. Problem, îl interceptează, dar Isaac din fericire a trecut. Isaac, cât de mult risat. Mai departe, problem, se pare că nu îl vede. Se întoarce prin fire-ul lui Isaac încă o dată în picul ulterior. Și este 9-9, egalitate cu 4 jucători. Le va da bun flash-urile acolo din spate. Siuhi este eliminat. Agresivitatea celor de la Gamer Legion penalizată chiar acum. Chioz este pe partea imediat dreaptă. Doamne, m-am și întrerupt când am văzut ce se întâmplă. Pică pe capete cei de la echipa Gamer Legion. Noroc cu IME, care e aici în spatele lor, rămas în viață dintre toți jucătorii de lung. Putea să stea acolo la cotitură. Isaac, picul scurt, scoate capul, trage și acum controlează. Problem, l-a taguit, l-a adus la 27 headshot, dar a avut M4 în mână, nu armă mai performantă de atât. IME așteaptă pe partea inferioară de la window. Dosia în pic, dosia nu se uită unde trebuie, iar IME le elimină făcând fragul al treilea IME... când era ziua Z. Forward, guys. Mai bine mai zici că e accent maghiar. Yo, Iștelem, Forward aici pe plajă. Este 11-9, două runde diferență. Xielo, pentru cei care nu știți, sunt Ardelean. De asta am zis de faza cu accentul maghiar. IME, doi jucători în dreapta, unul în față, curând. IME, wallbang de la dosia, iese prin fire, Liam. Nebun ce drag pe Forward în această rundă cu numărul 6. Au luat bomba, e picată acolo. Iar acum în suicide, Aker e cu polarul. Offangle, îl are oare în pic. Da, pe Xielo, neatent. Va fi flancat, se pare că smoke-ul e aruncat strict pentru bombă, îl vede Siuhi pe dosia. Iar acum ce de la Forward nu s-au coordonat absolut deloc după picarea acelei bombe, după ce a picat de 7-5, cam pe acolo era. S-a făcut 8-7 ulterior, da, 7-5 era pentru cei de la Forward. Moul elimină pe Siuhi, primul frag agresiv, practic culegi dog tag-ul adversarului. Moul elimină pe Keo, smoke dat pentru ninja de către Mo. Și acum trebuie Isaac să-și facă treaba. Molotovul s-a aruncat pentru short de către el. Cred că au idee că este jucătorul de polar acolo, mai ales că s-a dat smoke-ul. Se poate da în același timp și pentru... Foarte bine, IME agresiv, trage, apoi în prefire.
pentru poziția jucătorului care era în smoke. Deci au o idee cu privire la Mu, care are deja două fraguri la activ. S-a ocupat Isaac de acela. Apoi picul lui Ime devine prea agresiv. A picat bomba pe linia cu CT-ul. Nu vine să cred. Xielo. No, 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 no. Isaac, du-te înapoi. Scapă, Isaac. Suntem binecuvântați acum. Acer cu AWP-ul. Nu e pasiv acolo pe lung. Și runda asta cred că un pic a pierdut acolo. Nu știu exact de ce a devenit acolo atât de agresiv. Acer totuși începe cu dreptul această rundă și este problem eliminat de la echipa doi jucători, două moliuri. Xielo i-a văzut, pare să prindă linia. Dacă ar fi tras în continuare, i-ar fi eliminat pe amândoi. Siuh este prima țintă, se întoarce anti-flash. Chaos este plus la pământ. Se uita playerul de la Gamer Legion către window. Mo se ocupă de Acer cu AWP-ul. Și acum, iată cum mai se cheie chiar eliminat. Tot erau probleme, dosia interceptează. Foarte bine a venit aici dosia. Jucător, vedeți, se vede experiența aici la dosia. A venit de foarte multe ori aici la intercept. Nu. Mama, crezut că și bate după timp. Flash fix în fața lui Acer. Picul vine din partea lui Xielo, dar Acer apasă pe trăgat și jucător la pic. Oh, era pe gheapă acolo, problem. Face eliminarea din păcate. Trec agresiv Gamer Legion către site. Era problem, continuare în viață. Nu-l doborăsă cel la echipa Gamer Legion. Iară se face un pic agresiv. Erau 4v3 post-plant. Îl avem în spate pe Siuhi, dar are tech doar. Și ce să facă cu tech-ul la distanța aceea? Of, 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 of. Hai, Ime, clutch. 1 versus 3, trebuie să se bată încă 2. Ime! Se revanșează pentru ce s-a întâmplat. Nice. Am înțeles, Alex, scuză-mă atunci. Credeam că mă întrebi la pur și simplu, așa la mișto. E Ime român la game. Lumăr și pe cel din mid, pardon. Este Mu acolo. Lumăr și pe Mu pentru că picul la cross prin poartă se poate face foarte ușor. Acum, clutch-ul 1v5 de scos de către Ime este mult mai greu de realizat. Atunci era în site cu bomba plantată, cu 2 jucători, 3 venind spre el. N-a fost un clutch 1 vs 2, a fost un versus 3, să știi care l-au avut. Fie că era echipa vechea lui Ime, fie că este echipa aceasta. LAM deja cu 3 fraguri foarte legere pentru el. Nici n-am de ce să fac hype-ul pentru că, din păcate, jucătorul advers și eliminările acestea vin foarte, foarte repede cu laser beam-ul creat de acel M4A1S pe playerii care nu dispun de Kevlar. Ime este 1 vs 5, din nou rămas ultimul în viață, care încerca să vină în lung, late game. Moul elimină cu AWP-ul, au 2 polare ce de la forward. Da, e amuzant că unii zic că de ce țip și alții că de ce ești chill. Siuhi elimină pe Mo, fragul făcut jucătorul din site cu AWP-ul. Lame, îl doboară pe Acer. Acer se aștepta la un pic din dreapta jos. Heul pentru Siuhi dă foarte mult damage, dar nu uitați că Lame era foarte low și este pus la pământ. Jucător care coboară din lower, atenție, Kyo se ocupă de jucătorul din mid de pe gap, iar mai departe problem se ocupă doar de Ime, care era pe Xbox, care pică de pe el și Kyo se întoarce. Kyo încă are oportunitatea să-l doboare și o va face și îl elimină. 15 la 14 pentru Gamer Legion. Este map point la pic de Polar, așteaptă acolo. Își lăsa un mic gap la acel pilon, la acel stâlp, pardon, pentru a vedea dacă vine un jucător și să reacționeze la fix. El o elimină pe Isaac, 3 player care rămân de la celălalt game. Îl bate Mu pe Ime, picul său făcut singur, fără flash, fără absolut niciun suport. Este orbit, dat un flash din nou în fața lor. Chaos face fragul pe Xielo. Siuhi elimină și el un player de la echipa adversă, dar încheie foarte ușor la el. Este overtime, 15 la 15, meci. Pentru că așa ar face niște băieți de level 10, 3000 elo, caide sau de 2000 elo ca să fie în limită echipă și ar veni și va lua premiile și astfel... Nu aveți nevoie. Liniștit între echipe. Îl vede acolo Acer boostat pe Xielo, care era în pastilă. Flash-ul vine perfect pe gap-ul acela de la bucățile de lemn. Problem este fix în fața smoke-ului și se pare că le elimină pe Isaac. Dar Ime iese ulterior. 8 HP a rămas. Polarul recuperat de către Acer. Trebuie să-l dea lui Ime, dar el trebuie să meargă cu bomba către site. Siuhi face trade-ul. 2v2. Muțire cu AWP-ul. De asemenea, sunt acolo. Picioarele adversarului se văd. Îl scoate pe Siuhi, care n-a făcut jump-ul. Nu înțeleg de ce n-au fost atenți la acest aspect, pentru că Acer ținea window-ul. Cred că nici Siuhi n-avea timp. M-am corectat ulterior totuși. Face picul la ea, le elimină pe IB, foarte agresiv ce de la forward aici. Au prins aripi din nou, trebuie să facem din nou un ninja defuse ca să
Bine, asta pe partea ECT, desigur, ca să 19 runde câștigate. Dacă se face cumva 18-18, avem un nou overtime, același sistem readus. Problem, cu două fraguri. Chaos cu Siuhi, amândoi eliminați aici în intrarea către window. Aker cu Isaac sunt rămași în deficit numeric față de cei de la forward, dar se pare că reușesc să ia circumstanțele astfel încât să le fie favorabile lor pe moment. Primul frag făcut, au pătruns către side, jucătorul cu bomba este la mașină. Isaac văzut în pastilă de către Dosia. Dosia de X-God lovește din tunel și rămâne Aker într-un 1 vs 2. Încearcă să ia lui și-a tratat. E greu, e foarte greu pentru Aker. 17-15 pentru forward. Să nu se facă anumite greșeli care sunt comise în momentul în care ai un line-up care nu este foarte bine șlefuit. Adică situația în care și, i-a costat. Sperăm să nu-i coste în continuare. Primul flag al lui Chaos în runda cu numărul 3 din a doua jumătate, din prima jumătate de serie de overtime. Imele elimină pe Liam. 4v3 de la 5, sau nu, cei drept 3v4 rămân forward în momentul în care spusesem asta inițial, din momentul în care erau 5 vs 3 inițial, 5 vs 4 chiar, cu un avantaj de 1, problem. Prinde două moliuri la dispoziție, un minut în cap, face picul fix atunci Imel, elimină Mu pe acesta, rămâne Siuhi 1 vs 3 în mid. Acum vine timingul ăla la forță, da. 18-15 pentru cei de la forward, echipa din Rusia trece în map. Mâine joacă la turneu sau la ce? Mâine joacă la NSA. Aker îl dobară pe problem, se retrage chiar acum playerul danez de AVP de la Gamer Legion. Un singur AVP, nu sunt două. Nu prea e un risc mare. Foarte bine, Ime iese acolo din neant, din pitch și le elimină pe Dosia. A încasat de meci. Și pe deasupra Imex ar putea să-l ia. Se pare că nu l-a luat și se duce exact după Mu. Aker face picul, dopoară pe Liam. Totul se întâmplă mult prea rapid. Caută lăsat Amanet. Chaos își dă pop flash-ul. A luat și el într-o măsură. Unul stânga jucător în pit. A venit dropul din partea lui Problem, care pune probleme continuare. Double kill-ul pentru el. Imex este de asemenea o țintă. Acum forward iau cu asalt. Iar PvP-ul, dar este foarte riscant. Un smoke duck și de către Siuhi, dar este observat de către Mu și este eliminat. Aker e NCT, Isaac e NCT. Full boost-ul pentru Aker, fragul nu se întâmplă, atât de aproape erau. Isaac pică, Xelo îl prinde și apoi îl dobară și pe Aker. Prima hartă vine în favoarea celor de la forward, mirajul la urmează. 3+, Game of Legend în drop agresiv, iată-l pe primul care își dă dropul singurii mei. Cred că nu mi s-a deschis parașuta pentru că Isaac cu echipire rămăseseră în spate. Și el a căzut agresiv, problem, double, triple kill-ul pentru el. Singurul care se impune aici de la cel like pa forward momentan, dar face suficient. Solo, Siuhi, 1v3 capitanul și Geleul celor de la Game of Legend, poate nu capitan, dar Igele cu siguranță. Mule elimină scurt, 1-0 pentru echipa din Rusia. Din 2012 încoace, în care s-a calibrat totul și înainte să se lanseze CSGO-ul. Credeți-mă că s-a lucrat, cred că foarte mult, de către jucătorii pro de la 1.6 cu developerii de la Valve înspre balansarea armelor și balansarea aproape același timp în anumite picuri pe lung în porți, cu lung pe colț, de exemplu, în funcție de spawn și așa mai departe. Și am gata, nu mai bine în meci, fără o pauză prea mare. Aici Ime, Aker de fapt, credeam că l-a scos pe jucător din partea inferioară pe Liam. S-a ocupat de Ime în picul de secundă din partea din dreapta sa. Aker l-a scos pe celălalt cu wallbang. L-a scoate Isaac pe problem. Avem aici B-ul sub control. Bombă luată din spate. Acolo vor rămâne și iată că este 2-2 egalitate. Acolo doi sunt în jungle, nu? Aker s-a speriat de quickpierul său. Picul lui Chaos trage în două reprize asupra adversarului din CT. Foarte bine Chaos, double kill pentru el. Iar Aker îi va fi răsplătit acum așteptarea cu AVP-ul acela. Fix pe gap, problem face picul. Iar Game of Legends se impun maxim în fața celor de la forward. Era suficient cât să cumpere fix în runda aceasta pe care ați urmărit-o acum, în care din nou rămân fără oameni. 2900 pentru fiecare, 4 HP. Îl elimină Xielo pe Isaac, Dosia se ocupă de Chaos și cumva cei de la forward aici pe pistoale poate pur și simplu să intre agresiv, exact ce face acum. Siuhi avea țint, avea gap-ul, 2-3 fraguri pentru Siuhi. În partea superioară l-are pe Liam, nu se grăbește la un pic și mai departe. Cel puțin un player, nu. Îl elimină pe Siuhi, a tras perfect aici totuși. Me trebuie să termine runda aceasta, singurul său frag. Hai, 5 că trebuie să le și aplici, nu e suficient că le înveți. Trebuie să-ți vină pe moment într-o situație super tensionată, fără să stai este număr perfect. Nu știu că ai se vede spatele adversarului, dar totuși dobară Ime pe Xielo.
să asociezi locația respectivă cu numărul, a avut aici prosul cei drept din short, problem în loboară pe ISAC, Dosia și Kumu sunt în două extremități, vest față cu Eos, i-a dat 33 de damage adversarului, mai doboară unul Mu, ceea ce nu e bine pentru economia celor de la Gamer Legion, dar se face 6-2. Probabil se mai aruncă câte un short con și mersul bun și se încurcă totul. Deci cred că e făcut astfel încât să vină, să pornească de la un număr anume, de la 10 în sus, 20 și așa mai departe. Chaos între timp intră înspre site-ul la două fraguri, reușite de către el Xielo, răspunde Xielo, double kill pentru jucătorul rus de la forward. Rămânând aici cei de la Gamer Legion la un 3 vs 3, doi jucători care pleacă încet. Flick shot-ul de la Iker, jucătorul danez a tras foarte bine, le dă flash-ul cu AKP-erilor pentru da, probabil numere care se aplică pentru orice mapă mai rapid. Este. Dar trebuie să fie foarte bine învățate, fără greșeală. Rămas 3 pe A din totalul de 5 de la forward. Intră imediat. Instant transferul l-a secat cu siguranță și el pe problem. N-a luat din assist, dar l-a atins. ISAC se ocupa de el. Vor avea și bani de utility. 8 la 2 pentru Game of Legends și iată cum merge această hartă. Dar chiar și americanii se tund la el. Aker îl dobară pe Xielo și avem aici 5v4 deja avantaj Gamer Legion. Problema este că Mu ia gap-ul dintre smoke-ul de jos, dintre smoke-ul din stânga și din cutiile. Marmor parcă e undeva la 140 de lei tonsul, ceva de genul ăsta, acum după ce și-a deschis noul salon. Email dobară pe problem, executat acolo. Glonț, desigur forward fiind din Rusia, Liam scos de către Siuhi. Foarte bun picul său alternat acolo la Edward. Dosia și cei de la Gamer Legion pierd majoritatea playerilor, dar nu pierd runda. Uite, o situație foarte clară. E la două fraguri distanță de Dosia ISAC, care playerii câștigă de pe partea Etero, dar cu toate acestea nu toți au 1000 de fraguri, nici n-au multe IM, Taker cu Chaos au 11-10-10. Hai să călărinăm pe Xielo și facem aici trade-ul 4 vs 3. Liam iese și își pierd răbdarea cei de la forward, așa, asemenea aici pe Miraj. Asemenea precum și eu pierdeau și cei de la like, Gamer Legion. ISAC îl prinde pe problem. Jucătorul de la forward era aici în căutare și se pare că era în căutarea glunt. Se joacă 4 pe 3. Virgil a zis că tunde pe 200 de lei, parcă și colegii lui pe 150 doar tunsul. Ok, am. El își amortizează din investiție efectiv prin prețul pus pe tuns. Email elimină pe Liam, vine trade-ul din partea lui Mu, 4 vs 4 așadar. Salutare Bogdan, salutare. E cred că o AVP-ul acolo înspre capătul de la apartamentele B, toți ei prins de către Chaos, își dă drop-ul, dar nu s-a uitat cum trebuie la Shadow, iar aici problem iese în spatele lor, noroc cu ISAC care e pe fază. Și iată că deși avea acolo acele fraguri, acum intră de la 4 spre 8 și a dublat fragurile ISAC. Orice și orice funcționează, Chaos cu 2 jucători în față, iată că cei de la forward încearcă să devină agresivi, problem face trade-ul acolo, totuși s-au făcut trade-uri de o grămadă de ori de către cei de la forward și tot știe altceva. Îl prinde IMEA acolo pe Xielo. 4v3. E o rundă un pic mai complicat. Ciprina care a lipsit chiar pe T-side-ul de pe DAS2 unde era mai mare nevoie. Foarte bine, Aker. Uitați-vă ce poziție, ce unghia acolo cu AVP-ul. L-a așteptat pe Liam la fix game sense din partea jucătorului de la Gamer Legion. Mai departe, Siuhi iară joacă sârba stânga-dreapta acolo cu Edwardul. L-a prins pe Mu, face plantul, va fi scos, dar a apăsat ultima tastă pentru a planta bomba. Aker, păcăliță, tragă. Timp, problem, n-are def key, trage și ratează Aker, dar nu știu cât timp mai are acolo de def. Oh, s-a lovit cu capul! Nu știu dacă are defuse key. Au luat playerii de la Gamer Legion. Foarte agresiv e Aker pe AVP. IME pe colț, s-a tras acolo pe gap. Cum lucrează pentru a ataca site-ul B. Doi jucători din partea superioară de la apartamente. Doi jucători care vin din short. Smoke-ul lăsat acolo, bomba e în spate. Trebuie recuperată din top mid. Dar iată cum IME a rămas ancoră aici, într-o poziție interesantă, sincer. Mu cu AVP-ul cred că îl va vedea acolo. Nu, se pare că abia cum vine ISAC să recupereze bomba, se va duce prin apartamente. Aker e prins de către problem, care din nou reprezintă o problemă aferent numelui său în fața celor de la Gamer Legion. Rămâne IME cu ISAC 2 vs 3 HP puțin sub 50. Problem încă aici în spate. IME este următorul eliminat și apoi problem îl scoate și pe ISAC. Foarte bine a tras problem acolo. 4 eliminări acolo pentru el. IME momentan acoperit, s-a dat în spatele smoke-ului. Se pare că Chaos Aker triple kill pentru el. Liam răspunde. A rămas foarte low, 45 HP. Vine Heul după este Liam care merge backward, se retrage, așteptat e de către ISAC. Body shot. Trei fraguri Aker au curs acolo. 300, 350.
Și după aia anul 3 iară mai taie foarte mulți cu procedura penală acolo și procedura civilă. De fapt, procedura civilă e lejeră, la procedura penală e mai greu pentru majoritatea ei, care e scos de către Xielo 4 vs 3. Runda trecută a venit foarte, foarte rapid Fulger pentru Gamer Legion, dar aceasta este diferită total. E picul lui Isaac dinspre culoarul care vine dinspre, iată, doi jucători top mid de la cei de la Gamer Legion. O, l-a lăsat să treacă, Trigger Discipline l-a văzut acolo pe jucătorul de pe platformă, Player CT, dacă era Isaac acum aici, Siuhi, îl dobora și pe dosia ușor, mergea către site și se bătea cu lemn, dar timp de defuse nu mai era. E privată. Câți intrată ți-a ies? Lejer, toată lumea cu licența, toată. Noi plângeam de examenul de la contracte din anul 3 și ei ziceau, vreau 4 situații pe ansamblu. Ford au cam prins aripi, ceea ce nu este bine, aș spune, deși avem 14 runde setate aici, pardon. Lucrurile gen și le permit în situația de față, picul din partea lui Siuhi, Lem reacționează instant, rămânem 2 vs 3, așteptat cu polarul, este chaos de către problem, fragul vine pentru jucătorul cu numele total sugestiv de la cei de la Ford, iar acum se termină facultatea aceea de drept, unde care e privată la și 29 cu utilitățile aruncate de către cei de la Gamer Legion către mid. Foarte bine, Iker face picul către dosia, îl prinde pe acesta în rampa aproape de un no-scope prick smoke acolo, player pe care să-l ia în vizor, se putea roti Iker până una alta, încearcă să prinde acolo gap cross-ul până se sau pe când se duce smoke-ul. Isaac face două eliminări dinspre side, dinspre apartamente chiar, triple kill-ul acum reușit de către Universitatea București, drept. E mai mult decât de respectat. Cred că au chiar și mai au avut procentaj de admitere la INM mai mare decât UBB drept Cluj. Nu poți să compari, nu poți să zici București, nu pui Română Americana cu Universitatea București în aceeași oală. Și să vorbim, băieți, imediat. Xielo la 1 pe Iker, 3 jucători la forward de decât, adică să-mi fiu documentat, mai bine spus, pardon. Dosia la 27, cei de la Gamer Legion trebuie să se apere cu pistoale doar de data aceasta, foarte agresiv forward. Și iată problem, că vine cu double kill-ul Kiosco Ime, primele două ținte, a treia ținte este Siuhi, care era până aproape să-l îmbrățișeze, dar gloanțele... Al scoate Aise cu Deagle-ul pe dosia, Aise că le deboare și pe Xielo, dar mai mult n-a putut să facă jucătorul. Pentru o compensare de, sau într-o compensare celor de la Gamer Legion care au câștigat doar 4 pentru a avansa. N-ar fi ceva foarte agresiv din partea celor de la forward, Xielo dobară pe Isaac. 4 vs 4, damage mult pentru cei doi playeri care sunt acolo în site. Plantează dosia, Teul lovește tare în market, dar aparent IME e împins de radiusul exploziei și chiar le rindă pe Xielo, pușând către pozițiile celor de la forward. Aceștia așteaptă în tranșee, un player acolo pe flancul de la short. IME vine fix lângă dosia, îl vede pe Xagar, trage după el și îl dobară, iar ultimul era Liam dinspre short. Cei de la Gamer Legion vor încheia și încheie de sigur ricoșat în pământ. Deci echipa cu seed mai bună alege partea la runda a treia, direct ca la un best of fun. Bun. E bine. E bine că începem pe CT-ul ăsta. Smoke dat de către Isaac pentru retake, acoperă acolo o zonă bună de la templu, doi player pe interior de la templu, dreapta sus este un adversar, Liam abia acum a apucat să-l citesc. 4 vs 3, cei de la Gamer Legion cu jucător în plus, atenție mare la glocurile lor, încearcă să le folosească, să le folosească adversarii în close quarter. Xielo, double kill-ul Xielo, este ultimul în viață, du-te, cărtare! Ime dezamorsează bomba, defuse kit-ul lipsește, exper că... S-a jucat acolo, nu cred că i-a interesat foarte mult pe Astralis, dar oricum au avut multe probleme în ultima perioadă, Isaac. În pre-fire este prins, flash-ul a fost luat. Cred că de la coicpierul său s-ar putea, n-au luat nimeni flash assist de la cei de la forward, ceea ce înseamnă că a venit un flash de la un jucător de la Gamer Legion. Chaos, ce burst scurt pe capul lui Elei, îmi vine dosia în săritură cu macul. Apoi ia MP9-le de pe partea inferioară, Aker nu-l găsește pe planter, abia acum îi dă ceva de match 30. Dosia încasează un headshot, 9 HP pentru el, îl aruncă Imen Ayer pe dosia, Siuhi se ocupă de Mu și este Xielo, ultimul în viață. Controlați aici, coordonați și controlând runda cei de la Gamer Legion. Nu mai contează, în fine, să știți că nu sunt atât de roșu. Îl dobară Aker pe dosia, iar cei de la Echipa Forward rămân în 4 deja și One Win s-au calificat la Major acolo. Jucătorul din Window observat, dar s-a tras târziu de către IME. 74 HP a rămas, mula prins pe deja în B-side. Smoke-ul de dreapta al lui Siuhi îi ajută practic, dar Siuhi îl dubară pe Mu. Se pare că era un X-ray acolo activat pentru el în spatele smoke-ului pe care tocmai l-a aruncat, iar IME se ocupă de problem. Fixielul este ultimul în viață, mereu îmi pune probleme numele său pentru că este
FWX Mi. Uite în spate și Siuhi, sunt îngrijorat cei de la Gamer League pentru că nu i-au văzut pe playerii de la forward într-un minut și jumătate aproximativ cât a trecut din această rundă. Aker l-a scos pe Liam. Aici playerii din Top Mid sunt văzuți amândoi, dacă nu mă înșel, trebuie să-i oprească Siuhi. Încearcă să vină către site-ul B. De fapt, aleg site-ul A prin donut. Mai departe, Dosi a infiltrat. Siuhi este pe urmele sale. Trebuie să-l doboare până nu intre în cover. Nu uitați de Mu care este cu OVP-ul la doar 15 HP. El plantează incendiara, s-a aruncat pentru site din partea lui Aker. Foarte bine blochează, smoke-ul a fost aruncat, dar prea târziu. Deja cei de la Gamer League au venit între acolo și asta e backstab-ul la a avea web-ul on. Că mă vede omul că stau și eu rugaș și că nu prea am reacționat la faza la anti-eco. O să bem apă imediat. Chaos îl scoate pe Xielo. Nu-i nimic că facem niște minimum noi pe canal, mamă, intră. Mamă, ce m-ai speriat. Dă-i bine. Ce puteți? Playerii de la Gamer Legion continuă să mențină o apărare foarte bună aici pe Ancient Aker, îl prinde pe Problem, primul jucător care face picul pe partea inferioară pe scară, pe rampă, flash din nou, Lem nu-l ia, dar iese la un pic secund, iar Aker trimite un al doilea glunț care a sparge defensiva, fortăreața celor de la Gamer Legion, Aker e pe vale, 3 fraguri pentru el, este Mu cu AVP-ul adverse acum în partea inferioară a rampei, Chaos iese la pic, îl prinde acolo pe căluțul de la cutie de la window pe Xielo, Toxield vreau să-i zic. Și mă tot blochez atunci când... E doar 18 cu 1, băieți. Acum. După time. Foarte bine, băieți. Mu eliminat după... undeva la 20. Cei de la forward au un play ingenic. Midul între timp Siuhi se duce în partea inferioară a rampei. Liam cu problem. Amândoi eliminați. Bomba e picată acolo. Trece pe dreapta. Aker nu muri. Aker joacă pasiv să nu moară. Să nu-și strice KD-ul. L-a lăsat un pic amare pe Chaos. Dar și trebuia să nu se bată acolo să... facă alternat picul cu Quake pierul său, dar un flic așa l-a lăsat deoparte. Au îl ținut doar de către Isaac, îl prinde acolo Siuhi pe Mu și Dosia în momentul și toată lumea primește o echipă cu un level 10, un level 8, un level 5, un level 3, un level 2 de exemplu. Chaos, double kill-ul pentru el, triple kill-ul, dar îi lasă pe cei de la forward în doar 2 jucători. El la Udime, ce timpul să-și ia și el aici fragurile pe care, oh doamne, ime timing! Isaac încheie runda 12 la 0. Aker a rămas deasupra adversarilor, nu la fel de mult damage. Siuhi a decis că trebuie să se bată, el chiar dacă are, bine, și el era 17 cu 3, nu e atât de rău. Smoke-ul de la Isaac, dacă era un hea acolo, îl elimina pe Xielo. L-a prins pe email. 4 vs 4 egalitate. O situație pe care n-am mai avut-o de ceva vreme. Heul acela, game over pentru Xielo. Banu Aker a apucat să ia un glonț, să încaseze unul și a tras cu tech-ul pentru a scoate pe adversar. Dar dacă le elimina pe Aker, playerul de la echipa din Rusia, cu siguranță era un trade post-mortem. De atunci e Dosia acolo. Au trecut vreo 25 de secunde. Aker îl elimină pe Dosia. Face încă un frag. Are 23 cu 1 acum. Al doilea frag al său pe runda curentă. Iar Liam încearcă să facă plantul pătrunzând prin cave. Dar l-are în spate pe Siuhi. Iar pe ASK așteptând în site, îl vede, îl doboară, îl elimină 13 la 0. Chiep și s-a blocat în dreapta pe colț. Interesant smoke care i l-a dat, dar cred că a fost intenționat, dar total intenționat de la Aker. Aker are 23 cu 1, să nu moară Aker. Dacă moare Aker, avem o problemă foarte mare. Aker este 1 versus 3 acolo. Aker, cred că ți se strică acum tot. No! Mulțumesc, Ionuț! Ți se strică acolo, cred că tot... No, uitați-vă ce diferență. 12 KD de la 24 KD. A scos, în schimb, un jucător înainte să fie eliminat. Siuhi cu Ime rămân ultimii doi în viață. Nu! The 16-0 Dream! Ime, haide, 1v4! Nu se poate, a murit și mai ei. Mai recupereze, mai mult decât Ace. Stai 13-0 și stai așa economie. Păi dacă au fost ultimele doi în viață, automat înseamnă că din banii pe care aveai trebuie să reinvestești și practic ajungi în situația respectivă. Deci... un 13-0 nu înseamnă că la prima rundă câștigată de către adversari ajungi cu 13-15 mii. Uite, era și ultima rundă. Dragul, apropo, ba chiar poate că faptul, stați un pic, că se joacă runda, revin imediat asupra situației și rectific acolo, ieșeau ca de la forward după colț, după pilonul central, stă Mu care îi prinde din spate pe ai noștri. Noroc că se întoarce Isaac la 180 de grade și a rupt încheietura. Ime s-a ocupat de Dosia, iar Mu e prins de către Isaac în întoarcere respectivă. Avem un player dreapta square. Isaac plantează și din spate vine Xielo. Ime se va uita în zona respectivă. Face picul problem. L-a prins pe Chaos, jucătorul care era unul dintre cei doi full. Isaac e foarte low la un body shot de a fi eliminat. Ime, el este full, nu uitați, era cel puțin, îl prinde acolo pe problem după ce că a hăituit și Isaac. Era...
Hai tweet nu e corect, corect spus. Imele Limnă și Pexielo este 15 la 1 și avem probabil ultima rundă în față. Vreodată care a ajuns la un minor sau la un RMR, nu uitați că punem semnul egal între cele două. Este cam același lucru. Minerul sub vechea denumire sau RMR-urile actuale a fost anul acesta la PGL Major 2022 Antwerp la RMR-uri în aprilie. Din păcate n-a trecut mai departe, dar acum este șansa a doua. Iar acum spuneam că la acest Major este al doilea român la RMR. Asta pentru că Launix este calificat încă din qualifierul cu numărul 1. Icicle dobară pe Xielo. Ime, din păcate, a fost eliminat și nu reușește acolo să se impună asupra adversarului, astfel încât să încheie și el să fie în viață pe când se încheie această rundă. Îl prind de acolo pe Problem Acre cu fragul 2 versus 2. Chaos, dosia deja împietrise, n-a mai reacționat deloc la un frag distanță. Gamer Amen, acum o eliminare către Chaos și avem calificare pentru Gamer Legion. Foarte bine Stevie G acolo cu timingul pentru galerie.